Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice organizează vineri 17 iunie la Palatul Parlamentului festivitatea de premiere a celor 60 de unități de învățământ preuniversitar câștigătoare în cea de-a 13-a ediție a competiției naționale Școală Europeană. Fiecare unitate de învățământ va primi certificatul Școală Europeană 2016 și un premiu în valoare de 5.000 de lei, ce va fi utilizat pentru dotări. Decizia privind bunurile care vor fi achiziționate aparține conducerii fiecărei unități școlare. La ediția din acest an s-au înscris 117 unități de învățământ preuniversitar din 34 de județe și din capitală. Printre primele 5 locuri ocupate se află și Colegiul Național Nicolae Titulescu din Pucioasa și Liceul Voievodul Mircea din Târgoviște. Competiția se adresează tuturor unităților de învățământ preuniversitar care au fost și sunt implicate în programele europene din domeniul educației și formării profesionale și constă în evaluarea calității și coerenței managementului școlii reflectat în documentele manageriale, precum și a impactului pe care activitățile derulate în cadrul proiectelor europene l-a avut asupra culturii organizaționale și a etosului școlii. Certificarea școlilor cu titlul Școală Europeană le conferă recunoaștere și prestigiu în cadrul comunităților educaționale, iar eforturile pe care le fac pentru menținerea titlului obținut determină un interes tot mai crescut pentru dezvoltarea de noi proiecte. Certificatul obținut are o valabilitate de 3 ani, după care școala trebuie să concureze din nou pentru a reconfirma titlul.